Există frica asta zi de zi în genul ăsta de discuții. Păi, ar fi homo homini lupus, ar fi. Uite, forțează Racăl la un moment dat, Racăl, întemeitorul Mises Institute. Dom'le, hai să zicem că nu mai există deloc poliție. Chiar așa se întâmplă? Ok, crește infracționalitatea, dar nu cred eu că un om Cade normal ia un par, societatea pe ia un noi, ce par se și se întâmplă? duce la vecin și dă una în cap. Da. Așa de nebun. Deci chiar dacă Nu. eliminăm de tot poliția, nu mai există. Nu, ar trebui să fie propagandizat în acest sens mai întâi. După aia se poate întâmpla. Dar așa, doar în absența poliției, poate că nu. Deși, na, acum, dacă e să ne uităm pe numere, toată mișcarea aia care a fost anii trecuți și cu Defund the Police, da, a cam lăsat urme, în sensul că, structural vorbind, criminalitatea a crescut. Pe de altă parte, am și avut 2 ani de nebunie, deci n-ai Nicio de, nu mirare. poți să pui degetul pe Nu, cauză dar exact, știi, nu nici poți Racăl să. nu spune că oamenii stângeri o să crească criminalitatea, dar nu să, apropo de realismul ăsta al conservatorilor, natura umană, omul failibil, omul căzut. Ok, omul e căzut, dar nu e atât de căzut încât să-ți dea cu un par în cap un vecin, pur și simplu, că nu mai e poliție. Îți crește infracționalitatea. Ăștia, conservatorii, îți dau impresia că oamenii sunt. Unei să spui că există tendințe rele în natura umană, ok, așa este. Alta e să spui că oamenii sunt criminali în serie. Asta nu mai e o imagine realistă. Criminali în serie sunt sub 1%, sunt foarte puțini. În fine, cred Nu că. ești realist dacă spui că oamenii sunt criminali în serie, când oamenii nu sunt criminali în serie. Deci tu, nu e o imagine falsă. Nu. Deși nu Când marxiștii spun că sunt îngeri, o imagine falsă, imaginea ta e la fel de falsă. Știi, când spui că sunt criminali în serie, ei nefiind criminali în serie. Adică există ceva bun în natura umană, nu e o chiar așa. capacitate, să Da, zicem. nu, uite, ai, nu știu, cu tare procent de criminali în serie, dar ai cu tare procent și de martiri. Oameni capabili de sacrificii, de nu știu ce, știi? Iar intervalul ăsta e un obișnuit, deci nu ești toată lumea. Dar ideea e că nu ești realist să fii ca Hobbes să spui că oamenii își dau un cap, își sar la gât așa din, în mod obișnuit. Că asta nu e realism, asta e o prostie.